Super, vediamo. Asta, ce am putut să încerc masterclass? Eu aș vrea ca să încerc să fie real. De fapt, pentru majoritatea masterclass-urilor se organizează pentru a verifica calificarea, 1. 2. Pentru a motiva 3 dintre cei care sunt pe demo. Nu trebuie să fim egoiști, trebuie să ne împărțim cu experiența noastră. Așa, cu ce... Nice, eu. Așa. Ok. Gata, toți s-au acomodat. Deci, eu vreau să încerc masterclass-ul ăsta cu o frază. Eu mă simt foarte norocoasă. O persoană foarte norocoasă. Un moment. De ce? Voi concret. De ce eu aș putea să mă simt norocoasă? Fac bani? În primul rând, sunt trader. Așa faci bani. Care e scopul traderilor? Bani. Banii, să facă bani. Bani. Bani concret. Noi pentru asta și ne-am adunat aici. Voi nu ați venit... Minus, voi nu ați venit aici pentru că vă place oficiul. Dar pentru aceasta. Voi nu ați venit aici pentru că vă place de un consultant sau vă place de director. Voi ați venit aici concret, pentru ca să faceți bani, să luați cunoștințe. Fiecare dintre voi, la fel și eu, la rândul meu, am venit în domeniul ăsta pentru a face bani. Atunci când am aflat că este posibilitate, chiar și în Republica Moldova, să faci exact ca și cum ai fi, ai lucrat peste hotare, stând acasă, stând alături de familie, alături de prieteni, atunci eu am înțeles că, uite, într-adevăr, sunt foarte norocoasă că am dat de așa domeniu. La fel și voi. Și acum aici deja merge vorba, cât vreți faceți, cum vreți faceți, și tot așa mai departe. Aceste momente deja depind de fiecare parte. Deci la finalul masterclass-ului de astăzi, noi o să dăm o strategie testată în timp. Eu împreună cu 5 traderi am testat această strategie pe real și am văzut că într-adevăr ea lucrează. Dar aceasta mai la final. Încă un moment. Nu știu dacă voi ați mai fost. Sunt care au mai fost la masterclass-uri duse de mine și împreună cu colegii mei. Ați putut să observați un moment. Că mie îmi place să interacționez cu sala. Ați observat momentele acestea? Nu, tot îmi place. Mie îmi place să fie interactiv. Eu nu vreau să fie monolog. Noi nu suntem la lecție, noi nu suntem la școală și eu nu sunt profesor. Eu vreau ca noi la fiecare masterclass să depistăm acele probleme care ne pune în gardă să ajungem sau ne pune bariere psihologice și noi nu putem să ajungem la scopul nostru. Sunt traderi care deja sunt pe real, dar încă nu fac bani. Avem de ăștia? Da. Așa, care e cauza? V-ați pus această întrebare acasă sau nu? De ce, iată, eu sunt pe real o lună, două, trei, patru, dar eu nu fac bani? Emoțiile. Emoțiile? Dar de ce crezi că apare emoțiile? Nu e credere dacă apare, dacă emoții înseamnă că nu e încredere. Dar când o să apară încrederea? Nu înțeleg și nu respecte posibilitățile de păi. Iată, știți, am observat un moment, atunci când se adună mai mulți traderi într-o sală și vorbim de încredere, vorbim de marjă, cei care au depozite mari spun în felul următor. La care școală? La mine totul trebuie. Deci, ca cu nu-i drept? Dar nu vă spune de probleme, de doar. Ce înțeleg? Nu trebuie să știu cu depozit primare au probleme. Ce tip de probleme? Pierd mai mult ca ești mai mult? De ce pierd mai mult? Dacă depozitul e mare, pierd. Ideea este costă altceva, că nu pierd mai mult. Este frica. El analiza faci corecte. Majoritatea traderilor fac, noi toți am învățat că analiza să o fac corecte. Dar există și persistă frica.
Adică eu nu-i sigur. Când se întreb acum? Mă prețul pornit... Întreb că-i frică, asta spune so, frică. Pornit dar prețul jos frică. Și în loc noi să deschidem în momentul ăsta, noi ce facem? Încheiem. Știți, o să vă dau un exemplu cel mai banal și cel mai întâlnitor. Copilul când începe să învețe să meargă cu bicicleta. Câte ori îl cad jos? Foarte mult. Îl dă mâinile jos? Dar continuă să învețe mai departe, corect? Până când nu se învață. Păi, copilul e mai curajos decât un bărbat sau o femeie matură. Cu ce? Da, e o altă întrebare, la întrebare. Eu nu știu ce am zis. Care? Este... Nu, noi toți, majoritatea, deși ar trebui permis, am dumneavoastră, la toți, vă place să dați exemplu cu copiii când începe, da, da. A învăța, tot așa. Păi, unde, când am vieță? Eu să vă spun problema de unde apare frica, de exemplu, eu vă spun cazul meu, adică eu poate ca mine mai sunt, înțelegeți, da. Problema este de unde apare frica asta, știți? Da, e frica, aveți dreptate, dar problema de unde apare e? Cred că aici ne-am trebuit puțin de gândit, de analizat. Așa. Cum poate, știi, este începătorul, știi, eu făcut, au studiat lecții de teorie, da, așa. Ori te urci la volan și mergi, fără instructor alături. Așa. Credeți că el îți descurci? Cu toate că el învățat la perfecție, regulamentul, tot. Că și el la embriaj, că și viteza întâia și a doua. Așa, așa. Și el iese pe străzile Chișinăului. Credeți că el îți descurci? El iese cu un Mercedes, adică el e cu depozit mare, știi? El iese cu un Mercedes de ultima oră, da? Înțelegeți? Așa. Și fără de instructor alături. Dumneavoastră credeți că el îți descurci? Eu am putut loc, vă trebuie să zici la chestia asta. Și mai crezut când vreau să râd Mercedes de altă mașină. Da, dar iată, mai este chestia că ai condemn înainte de așa pe vreau. Așa. Și asta că e exemplu ca contul de asta ca... mai merge la asta nu, la costul și asta e contul și la demo teoretică. Înțelegi? E fix ca și ăla și instructaj care teoretic, asta e teorie. Înțelegi? Demo. Asta nu e ce și merge alături cu când e cu bani reali și aia alături e instructor. Asta da. Atunci eu nu pot să zic, dar cu demo, cu demo noi trebuie să pe demo dați în termenul ăla. Vă știți asta. Uitați-mi acum așa. Dumneavoastră, când aveți o mașină, vă urcați, bine, acum ați spus, tot instructor. Dumneavoastră, când vă urcați, începător, vă urcați cu mașina, mergeți pe ambuteiajul cel mai mare sau încercați să luați drumurile astea mai țină aglomerat? Ca să mergeți să nu fie promovitatea. Dar n-ai încotro. Tu când intri, tu intri în piață. Când intri în piață, tu intri pe dată drept în ambuteiaj. Nu ai cum să le iei. O clipă, vă rog. Cine vă încurcă că voi prima dată, dacă voi nu aveți încredere în voi, să ieșiți în oraș cu un instructor alături? Asta e problema mea, că eu nu am avut instructor. Și am dat-o în bară de atâtea ori și am luat atâtea șocani în cap. Cam un trei, bără, apărut frică și nu pot să-i pășlază. Spre exemplu, toți traderii, atunci când deschid prima tranzacție, ei toți au frică. Toți. Nu, am avut niciodată frică de la început. Din la început, dumneavoastră în oraș ați ieșit? Și am ieșit, am crezut, da, nu e instructor, nu îi las cumva să mă descurc, înțelegi? Așa, că atunci când ai prima mașină, când ai prima problemă, deja de aici trebuie să iai concluzii și să te înveți propriile vieți. Dar și v-ați oprit la prima mașină, vă-ați dat. Asta știți că m-am gata că m-am oprit. Era să știe, gata, să mă auziți. Să schiezi de la comia. Așa, eu de fapt agrez la comia. Noi toți suntem oameni, nu suntem roboți. Dar de la lăcomie până la depresie, e un fir de azi. Lăcomia trebuie să fie calculată. Și iată anume strategia de astăzi, eu astăzi am vrut să arăt. De regulă, traderii e foarte des întreabă. Spre exemplu, eu am un impuls în trade, da? El are 300 de puncte. Aici vorbim de cotații de valutare, nu vorbim de piața de capital sau de piața energetică. El are 300 de puncte, deja 100 fluctuat. Au mai rămas încă 200 de puncte plus minus. Cum eu pot să fac ca până la final de impuls să fac nu 200, dar 1000? Posibil? Pe volumă, sau volumă, zici? Pe volumă. Nu, punctul, să luați în piață.
Metoda adăugării. Metoda adăugării, ce ați mai spus? Mărim volumul, încă. Dacă eu o să măresc volumul, eu o să fac mai multe puncte? Nu, puncte tot aceleași, însuși volumul este mai mare, dar eu vreau să fac mai multe puncte. Scalping? Dar scalping-ul e sigur? Nu e sigur. Nu e sigur? Dar ce e sigur în trenie? Dar ce e sigur în trenie? Strategia de astăzi este bazată nu numai pentru depozitele mari, dar este și pentru depozite micuți. Pentru că v-am spus, noi am încercat și depozite mari și depozite micuțe. Toți noi am ajuns la 100% din banii investiți în trading. Timp de... Unul a ajuns timp de 2 săptămâni, unul a ajuns timp de 3 săptămâni, unul a ajuns timp de 3 săptămâni jumătate. La 100%. Asta dotare, înțelegi? Da, da, dotare la investiție. Aici deja depinde de fiecare trader, de volum, volumul care el a intrat pe piață. Dar iarăși, când o să ajungem, o să discutăm despre aceasta. Deci, va încep colegul meu, el o să discute despre crizele care au apărut, toate problemele și deja vedem care sunt soluții. Toți cunoaște crizele, că chiar la partea de noi cunoaște că noi dezvoltăm eu crizele, corect? Da. Care a fost ceva crizi care v-am pus pe Fedbus? Nu te faci. Nu, nu, în sensul ăsta să faci profit din o criză. Nu, 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 banii trebuie investiți, banii trebuie să aduc cu bani. Dar nu trebuie să pui la clinici până la asta este la clinici. Da, la clinici. La clinici chiar. Dacă, ok, hai să spunem că minusul era pentru că nu era rezultat tehnologie, pentru că nu știam ce o să fie. Cum spunea domnul director nostru, spus că o persoană, el îi iese din trasă. Persoană cunoscută de-a dumnealui, avea vindea biciclete. El cunoscând informația, dar ce-a făcut? Cumpărat de biciclete. Cumpărat de biciclete. Noi am tot să facem asta. Ok, noi n-am știut. Majoritatea părinților nu știu. Bunierilor noștri nu știu de lucrul ăsta. Au știut și nu au avut bani. Nu, ok, dar sunt persoane care nu știu. Nimeni nu are bani. Iată, dacă aici, ca să fac o micuță paranteză, de toți traderii care își deschid afaceri, dacă 3-5% dețin careva resurse adunate, pentru ceva anume. Dar majoritatea dintre noi, nu nimeni nu a avut bani. Asta ce înseamnă? Noi punem mâini pe piept și stăm acasă și nu ne dezvoltăm? Eu vreau să-mi deschid un magazin, spre exemplu, dar eu n-am bani. Eu ce o să fac? Nu o să deschid, pentru că n-am bani. Cum credeți voi? Persoana și nu-și dorească adevărat, o să găsească soluții, o să găsească bani și nu înșeapte să găsească mai mult scuze că n-are bani, nu știu că trebuie niciodată. Noi ne aflăm în zona de confort. E mai ușor să spui că n-am bani și nu fac nimic. Respectiv, responsabilitățile se duc, corect? Eu știu că am un salariu de la salariu și gata, e cu mine, e ok. Voi să vă dezvoltați numai atunci când o să ieșiți din zona de confort. Dacă o să căutați mereu să vă mențineți în această zonă, nimeni niciodată nu o să dezvolte și bani nimeni nu o să facă. Pentru că în cursa șobolanului e foarte ușor să fii. E foarte ușor. Dar să crești, să te dezvolți, să depui efort, aici deja un pic mai complicat. Să continuați. Ok. Criza 2-2-1. Ok, nu era foarte... Majoritatea nu știu, nu din cât știu, cum îmi povestește tata. Eu era o persoană care avea bani. Toți se ține la crește. Unii el avea 6 băieți și-a făcut. Și unii băieți și-a spus, tata, dacă tata, cu schimbul. Unii eu ce-a dus? Ia să-mi dau un cap.
Dar dacă nu știi informația dată, eu ce pe asta? Eu sunt curier. Măcar să vestească ceva. A ne părinți s-au dus, le-au fix așa, le-au zis, știi, tată, des, dați bani, chiar azi m-am internet căutam mai mult chestii, 51 de mii și nu știu câte, asta erau 51 de milioane de oriați. Și s-au dus părinții și, tată, mamă, da, sunt bani și, ei, Marie, ne-am primit, lăsați-ne să murim proști. Deci, pe urmă, cât plângem, când am de 5 rubri, nu, păi, ce-o pune, nu știu. E că, da, dacă știm, deci, nu, informația dată. Asta e o criză. Noi, dacă producăm, gestionăm informația dată, păi, te-ai proiectat asta. Păi, nu te-ai după aia, mă, că pare nu știu care e persoana. Da, pe cealaltă. Ce obțin? Dar producem să spun că se câștigă la ei. O altă criză. Criza 2008, criza mondială. Dar e toți afectat, e început. N-aș vrea pe Neron. Poftim? Noi vorbim de acolo, acelea are crize. Criza din 2008. Haideți, credeam, deja atunci poate nu era informație, nu te, era, exista un telefon de om. S-a, asta a fost, ca să fac. Era deja, noi trebuie să ce sărăm informația. În 2008, am vreți câte ați o știu, o țin minte, majoritate. Majoritatea. Majoritatea de la un prost pe toți, pe mai avut de lucru, la început criză. La noi s-a răspuns mai târziu, da? Nu, suntem și noi urcă. De ce psihotari domeniul dat de dezvoltat? Cunosc fiecare, se predă în școli, în universități, educație financiară, implementată, chiar de la licei și gimnazii. De ce la noi însă nu? O să ajungem la un moment dat, o să ajungem la acel nivel când educația financiară o să fie implementată în școli. Dacă însuși conducerea nu o să facă acest lucru, o să facem noi. Compania Double Face o să facă aceasta. Noi o să ajungem la acel nivel. Eu sunt sigură. Nu mâine, nu poimâine, dar peste câțiva ani o să fie. Și copiii voștri o să poată, o să aibă ocazia să învețe educație financiară chiar și la școli. Păi... Adică noi, ca popor, în general, noi suntem foarte, foarte auditori. Adică și noi chiar convenabil la, spre spunem, noi cumpărăm ceva, da? Adică din punct de vedere financiar nu o să fie convenabil ca să nu iau ultimul telefon, dar să presupunem să investesc în ceva, să cumpăr altceva mai necesar. Adică asta din punct de vedere deja psihologic la noi e mai dificil. De ce fiecare, ok, vom sua, adică este mai dezvoltat un pic, practic, majoritatea studenților e așa eu 10-20% din orice au până într-o parte. Adică, așa e asta e mentalitate. La noi, noi asta e complicat. Pentru că noi, chiar și persoanele care am trăit mai puțin, da? Dai de trading de flow, poți să faci un mic de life, e ca așa. Logic, când faci extragerea, nu toți, dar eu mă gândesc că mulți, mașină, apartament, nimeni, eu sigur, practic, nimeni nu s-a gândit la reinvestiții. Adică nimeni nu s-a gândit, eu de 4 ori am reinvestit. Okay, adică eu încă reinvestesc de 6, de 10 ori reinvestesc, pentru scopul lor e vin. Am avut în vedere de majoritate, nu am spus de oameni apa. La noi în școli, dacă spre de istoria, matematica, biologie, și de ce nu ies să te-ați învățat? Deci credeți dacă să introducem educația financiară, cum puteți sau să devină trader și... Asta e așa, e mentalitatea, să păstrați timp să... Trader, dar ei trebuie să aibă, în, ei trebuie să înțeleagă ce înseamnă această educație financiară. Cum, că, de fapt, ce înseamnă pentru voi toți educație financiară? Și eu, când am, înainte de a veni în domeniul dat, eu tot credeam că asta trebuie să economisești din ceea ce ai, din salariul tău, câte 10%, 5-20% pui deoparte, că ulterior ceea ce tu aduni timp de 10-20 de ani să investești în ceva. Dar în ce? O spus cineva vreodată în ce să investim? Un moment, al doilea, salariile noastre nu ne permit ca noi să adunăm și să investim în ceva? Care e salariul mediu de bază? În Republica Moldova 5, nu maxim 10, ok, și nu știu cei care mai lucrează și 5-10. Oficial sunt 8.000, 8.000 oficial. Poți să aduni câte 10%, asta cât 500 de lei? Okay. Cât timp eu trebuie să adun ca să investesc în ceva? Spuneți-mi, vă rog frumos, cât timp? Educația financiară presupune cum vă multiplicați veniturile. Dar nu să economisiți, nu asta noi învățăm aici. Eu de ce și-am spus, eu mă consider o persoană norocoasă, iată, din ce cauză? Pentru că mereu mi-am pus întrebarea, oare cei oameni care fac într-adevăr bani, ei ce fac ilegal? Nu. Nu, evident, ok, poate sunt care fac ilegal, dar majoritatea îi fac legal banii. Și totuși, ca
trecut. De ce la noi, în educație, se percep că banul trebuie neapărat făcut lucru fizic, greu? Părinții voștri, toți au crescut în domeniul ăsta. Când voi v-am dus acasă și le-a spus, iată, ieși, crede-mi, iată, eu pot să fac. Nu șamă, nu șamă. Nici acum nu cred. Persoana care vin de la piață, el sticulează? Da, da. De ce tu dăși noi piață în mână? Sticulează sau nu sticulează? Pentru că asta e ceva care nu plăne mâna. Ia că te-ai problemă. Adică, e ca și asta, stai în față calculatorul. El stă în cald, el e cald afară, el stă în cald soartă, aspiră, curge apă pe el, ia pe frig de lângheață. Nu-ți faci nici piesă unde este bolnă. Acum nu te-am zis, că e nevoie și de oameni care se vândă și roșii și castravești. Mereu, credeți-mă, mereu o să fie oameni care se vândă și roșii, care se fie agricultori și așa mai departe. Sunt oameni fideli domeniul lor de activitate. La mine părinții la fel au afaceri în agricultură și nu numai ei, noi însuși Moldova este țara grea, toți cunoaștem de aceasta. Respectiv, acei care au început afacerea în agricultură, care se trăiesc cu aceasta, orice nu s-ar întâmpla, ei oricum o să meargă mai departe pe domeniul lor. Vrei, nu vrei. Deci mereu o să fie cei care produc, mereu o să fie producători, consumatori și companii intermediare. Dar cine face bani de aici? Simplu, companiile intermediare. Aici mai este încă unul, vreau să adaug. Că, știți cum e? Că noi, inginerul tineretul, când ne vreau și cumpăr un iPhone de 1500 de euro, de asta știu. Când este asta este 1500 de euro? Și știi, jumătate de an iPhone-ul nu costă 1500 de euro. Eu deja pus jumătate de atunci. Dar noi în jumătate de an noi puteți face 2000 de euro. Corect? De ce e ca în tarchetul ăsta atât să gândesc cum ar... Păi să fie un trend, eu să-mi cumpăr iPhone. Deci are mare, cumpără grădin și în fiecare lună achită procesul. Dar nu zic să odihnească, în contra, să investească banii ăștia, pe lângă banii investiți, să obțină profit și să duc undeva să odihnească. Iată aici un pic o să mă contrazic, o să fac o micuță paranteză. Ce ține de ultimul iPhone? Sunt două tipuri de investiții, investiții activă și investiții pasivă. Ce înseamnă pasivă? Eu, spre exemplu, merg din punctul A în punctul B cu mașină. Eu pot să merg cu trolebus, eu pot să merg cu un Porsche, da? Așa. Sau pot să merg cu o mașină simplă. Nu prea spun. Toyota, nu contează. Mie această mașină îmi trebuie numai pentru că eu sunt merg din punctul A în punctul B. Faptul că eu trec la Porsche numai din cauza că vreau mai mult confort. Corect? Deci aceasta o să fie o investiție pasivă. Dar dacă eu, spre exemplu, sunt vlogger, da? Mie îmi trebuie un telefon performant. Mie îmi trebuie un telefon cu camera bună. Ultima generație. Aceasta o să fie investiție pasivă sau activă? Activă. Păi totuși, e corect că dacă mie îmi trebuie iPhone 12, păi da, nu, ai nevoie de telefon. Da, trebuie să diferențiați două lucruri. Îți iei un lucru scump ca lucru cel scump să aduc bani. Corect. Sau îți iei un lucru scump de a ta ca e un moft, care tu singur nu-l poți îndeplini. Sunt absolut două lucruri diferite. Și eu, dacă mă duc mașina din punctul A în punctul B, iată că aia de-a mea la nivelul și ala, am de un fapt de termin, de-a mult termin, și respectiv crește cu responsabilitatea că și întreținerea mașinii costă. Respectiv, iarăși mă motivează, dar eu trebuie să fac bani, dacă strică. Este o conexiune de dânsă, dar la noi nu e educația asta. Noi pur și simplu am trecut prin perioada părinții cu stucătare copii acasă, la aia și mai bun. Copilul meu și ați învățat, să spun eu și eu, un trendul mor, dar eu am și mai mult ultimii, da, și am, dar nu știu, companii de atât, ne-am trimis, că nu se îngi bani. Și asta crește cumva. Dar noi am vorbit de asta două spus, educația financiară și raportul din care și nu educația nu e. Da, dar hai să vorbim un pic. Nu ți-a văzut banii și... Independență de comunitatea care te am. Regula de bază ca noi să facem bani este să mărești cheltuielile. Mărești cheltuielile și tu automat o să faci mai mult pentru că trebuie cumva să te acoperi. Ok, poșul de acolo, da. Ok, dar tu vrei să avem bani poșul acasă, cât e după? Tot
Da, dar noi iubim și cu ochii. Să duci atest, dragi. Nu-i boș. Asta aș te împinge. Dar ce mă trebuie, dar să arăt cum o trebuie? Nu, 20% din traderi care încearcă nu au succes în asta. Uite, am iau o statistică, s-o dată, în ultimii 2 ani, s-au deschis conturi foarte multe în Rusia, în teritoriul SNG. Mm-hmm. Acum, recent, s-au spus pe un canal de ăsta care 70% sunt pe zero pe toate conturile astea. E ca o lume au deschis conturi, au investit bani și e gata să deschizem. Stai un pic, unde au deschis conturi? De atât că eu deschis pe Option Fire, deschis pe chestia consumistă, pe opțiuni binare. Majoritatea deschid, o să le știut și la noi din țară, mii, care deschid de acolo frumos, le explic, ui, bai, sau să știu, și majoritatea ce-o gândit. 100-200 de dolari. Da, da, da. Dragi trade, 100, 200, 300 de dolari, asta e afacere? Nu. Deschideți-vă o afacere tradițională cu 100, 200, 300 de dolari. O să faceți profit. Da, dar mai zici și educația nouă. Da, și lipsa de cunoștință, dar să lăsăm lipsa de cunoștință. Iată cu investiția aceasta. Investești 100 ca mâine de vii milionar. Oare? Serios? Și ne mai mirăm că e bine? Păi da, dar din cauza asta, adică și... Apare negativ despre domeniul dat. Tot domeniul. De acord. Și iată, mai sunt acei traderi care nu cunosc și se informează și de aici apar dubii. Dar oare corect eu merg? Dar oare corect eu o să fac de aici bani sau nu o să fac? Sau totuși o să fiu și eu printre acei 70% care au pierdut? Dacă ne conduceam toți după momentele acestea, credeți-mă că nimeni nu avea să ajungă VIP, nimeni nu avea să facă bani din domeniul dat. Pentru că este informații negative pe internet. Dar internetul doar asta e tot. Asta e Biblia noastră. Cred că prin YouTube. Ok, continuăm. Hai, dați revin la Cristian. Eu am și pe dar... Vă sunt că s-a luat la urmă. Vreți să ne vină toți interesant. Nu. Dați că prea mult discutăm. Ok, Grizzly, 2008, ar trebui. Următoare, Cristian, care a fost? 2014. A fost la început de la nivel internațional, până la noi. La noi a fost mai, a fost prin loc la momentul crizei, dar la început din moment când a început războiul. Ce război s-a început noi? Aina. Donbass, da. De la început războiul și a început restricții față de ruși. Asupra Rusiei. Ce au de câștigat? Aici. Tot America. Tot America. Tot America. Tot America. Rușeau de tătul. Rușeau de tătul. Rușeau de tătul. Nu, noi nu vin la nici... Nu, rublam sau prăbușit atunci. Da. Da. Și este da. Pentru că rușii au început războiul, cum se spune, tot spun așa, că rușii au început războiul în Ucraina. Cu teror, s-a început să fie bani pompați în armată, producte, tancuri, armament, podeste, jocuri. A fost locuri noi în ultimul. Știți, războiul e un progres din punct de vedere economic, dar nu de ori. Pe de asta și vreau să ajungem. Pentru cine este progres și ce nu? Da, da, sunt ceva fac. Economic... Și care câștigă și care pierd. Da, da. Că, din ce faci să zic paranteze? Pentru că mie este copil care pierd. Ce-am de ce? Un an. Da, da. Cum? E ca unul trec și trei trilioane de dolari, Biden în spus cu tata americanilor, aici, talibanilor, nu talibanilor, dar talibanilor pentru combaterea talibanilor. Un trec și trei trilioane. Da, spune, e incredibil sau nu? Poftim? Banii ce îți dați așa ca ajutor? Nu știm cu ce condiții îți dau bani. Da, pe acolo este ce aproape. Din bine, eu strag așa o țară. Interes. Oricum, orice împrumut ca să acordă, oricum este tot timpul este un interes. Tot timpul este interes. Rusia manifestă acum diferite operațiuni militare la graniță cu Afganistanul, Tajikistan. Pentru ce se pregătesc eu oare? Pur și simplu, te îndrăgneați pe soldați, spune aici, așa, totul de Siberia, la Orient, dar avem în Afganistan, acolo.
Nu uite cum să te gardă. Ce mai fac cu tine? Politica asta mă, da, o percepe, o licuță, da, mai atent. E păcat că sufăr acolo cu niște oameni și niște copii care nu se înăvesc cu nimic, atâtea milioane de oameni acolo sufăr, care nu s-au născut în țară și noi avem norocul nu ne-am născut acolo. Eu vreau să menționez chestia asta, de ce vă considerați norocoasă și tot. În primul rând că m-am născut în Afganistan. Eu despre asta și am început în stat să vorbesc. Și au făcut pasul ăsta foarte corect, fiindcă într-un fel ei și gata, și-au scos investițiile, și-au luat de acolo bani, și-au făcut, și-au scos al lor, gata, una. Și al doilea pas corect care l-au făcut, ei au slăgit Rusia. Gata, Rusia deja nu se mai concentrează pe Donbass. Și nu se mai concentrează, fără sancțiuni. Gata, ei nu sunt nevoiți să se concentreze dincolo, fiindcă ei singuri și-au făcut problemele singuri. Ăsta le bani cu Kalashnikov, de unde dreapta? Atâtea milioane de Kalashnikov pompat în Afganistan, de unde dacă nu-i de Rusia, știi? Da, dar toate calașnicurile astea, ca să fie produse, sunt investiții. Foarte corect. Dar rușii s-o săpat singur cu apa lor, înțelegi? Și comunitatea mondială corectă a făcut. De ce? S-o săpat ei singur. Păi, dar atât că ei au pompat acolo armament ca să lupte cu toată comunitatea mondială, a noi talibani, să nu lupte rușii, dar să lupte talibani. Armamentul s-a nu știut oficial și zis. Și amui așeia, amui așeia, amui așeia, pot să lupte. Vreau să ajung la altă direcție. Făcând investiții date, producând clasnic care este construit de noastră, e crește PIB-ul Rusiei. Crește sau nu? Depinde. Da, e crește într-un fel. Da. Ce, când faci PIB-ul, ce faci acolo? Când crește PIB-ul, ce faci acolo? Crește. Deci pentru trader totuși este aici oportunitate. Da. Totuși contează, iată, noi ca trader putem schimbăm cumva situația mondială? Nu, evident. Dar de tot ce se întâmplă, noi putem să facem profit. Atunci când sunt incendii, spre exemplu, noi putem să facem profit. Da, evident, dar până acum căutau toți pleci psihotari, acum însă toți ori scaut să revină. Pentru că mai sigur, ok, nu putem să spunem că aici nu o să se întâmple nimic, dar să vedeți cum toți ori să revină acasă. Și să vedeți cum toți o scaute acea afacere care nu e influențată de nimic. Care factor în general influențează trading-ul? Iată, voi toți aveți afacere. Toți. De ce voi o să pierdeți? Sau de ce voi o să câștigați? În lume cu să întâmplă ceva de văzut. Noi de toți avem o tranzacție deschis cu un loc de sobremar și se întâmplă cu smart o catastrofă. Adică poți scadă valută. Și îți pierd sau să câștig? Independență înseamnă. Careva de Dar însuși pe mine, ca eu să pierd, ce mă influențează? Iată, majoritatea dintre voi sunt deja traderi, au trader, au deja afaceri, dar încă nu fac bani. De ce? Decizia noastră. Nu mai decizia. Toate riscurile care sunt aici, sunt în noi. Dacă să luăm aceleași incendii, secetele, grindina, unde a fost grindina acum? Unde a fost secetă? Anul trecut, agricultorii, ce au făcut? Au pierdut. Criza de coronavirus. Au pierdut. Deci, nu știu de ce moldovenii au mai mare încredere în afacerile tradiționale. Precum agricultură, precum magazine, precum afacere în turism și tot așa mai departe. Dar ce, aici nu sunt riscuri? Nu știu de ce oamenii riscurile acestea nu le prevăd. Dar de fapt aici sunt mai, cu mult mai mari riscuri. Câți hectare de harbuși acum au fost distruși?
Cât hectare de pâine, grâu, porumb și tot așa mai departe, orz au fost distruse? Agricultorii ce au făcut? Le-au mai ajuns ca să mai exporte? Până s-a scumpit? Dacă o parte a fost afectată, altă în altă parte, el poate veni să adică rezultatul gestionării sau să compenseze un coal. Aha! Da, dacă eu am 9 hectare de carbuz și tehnic eu dat am cu greu, problema numărul 1 care problema numărul 1 care văd în afacere respectivă, în care suntem toți, văd că insuficiență de atenție la traderii începători. Înțelegeți? Eu o zic părere, da, vă spun, noi trebuie test de decis. De la început, noi, eu găsim că este doar ceva de activitate. Mai este ceva cu de părere? Da, noi trebuie de decis, că așa de mult, și anume real, nu vorbim de temă, de mă de zero. Bea, o clipă, sunt trei, o clipă, vă rog, de la zero ei. O clipă, sunt traderi care, traderii mei, care îmi spun, dați-mi voie să devin independent. Prea multă analiză, prea multă atenție. Atunci când noi prea mult dăcim traderul, el independent nu mai devine. Dar noi vă formăm ca trader independent. Voi nu aveți nevoie de mine, voi puteți plecați nu știu unde, în care țară și voi tranzacționați în buret. Ok, cine sunt traderii începători aici? Traderii începători. Cât timp vă lucrați cu mine? Ei și acum lucrează cu mine. Așa, ok, voi toți sunteți traderi începători, voi aveți nevoie ca cineva să vă dătăcească? Poate odată avem nevoie de părere. O, da, de exemplu... Voi puteți să o acordați? Noi să acordăm părere. Da. Să întrebați, de consultantul vostru. Da. Da. Eu am trader și la traderii mei răspund. Dați întrebări, spuneți când aveți probleme, dar voi credeți că îi spun? Ei nu spun. De exemplu, să intri cu, spre spune, cum... Eu câteodată mă rog să vină în oficiu să facem analiza, ca eu să fiu sigur că dânsul e tot ok. Dar el nu vine. De ce? Pentru că a luat un stop-loss și lui e rușine. Și voi credeți că eu nu vreau să lucrez cu acea persoană? Deci sunt oameni care se chem să fie în casă. Sau să iei, sau să răspundă concret de acțiuni. Noi aici nu știm că... Sunt unii care pot să lide, pot să vă asumi, pentru să vă întrebi. Trebuie să spuneți ce să fac la tranzacția. Când o să vă deschidă și pe urmă să vă zică dumneavoastră, dar cine a spus așa, cum să mergi? Adică eu au plecat cu pozitiv cu posibil și așa. A, da, în general, și se întâmplă așa că spuneți direct, da, poți să deschideți tranzacția. Iată, a fost un caz când traderul deschis o tranzacție, traderul meu a deschis o tranzacție pe piața de capital, iar eram în plus cu 500.000 adăugător. Atunci a fost noutate. Atunci el mă telefonea și mă întreabă, dar să mai lăs tranzacția sau să o închid? Și eu am spus, închide-o. Ce face el? El nu o închide, o lasă. Până la urmă, închis-o în minus 2.000, dacă mă greșesc. Și atunci am întrebat, de ce nu ați închis tranzacția? Eu credeam că dumneavoastră nu vreți ca eu să fac bani și am lăsat să mai crească. Și aici iarăși întrebarea, totuși cum noi să lucrăm? Să dădăcim ca niciodată traderul celălalt nu mai devine independent? Sau totuși să vă lăsăm ca voi să îngureți, să creșteți, să vă formați? Bazele noi le punem, asta exact același lucru, în voi sădiți un puieț. L-ați sădit, i-ați pus baza, după care nu mai turnați apă, cunoștințe. Mai bine singur, chiar dacă întrebi cineva și spune cineva părere, atunci îl consider că dânsul vinovat, că iar că el s-a spus și nu s-a spus direct. Ei ieși din maturitatea traderului, tu ceri doar o părere, dar tu iei decizii și tu ești responsabil de decizia care iei, indiferent ce se întâmplă. Atât timp cât îți asumi responsabilitate 100%, depozitul tău de tot, n-ai și nu ai de la nimeni așteptări, de tăceasuri, nu știu și, atunci și ai plan, ai risc tot, scris cu foaie, știi, într-o tranzacție asta de atâta, dar să eu te-ai profit, dacă nu, eu stau profit, și tot asta e calculat.
îți spargi emoțiile cu timpul. Și consultantul suni când se întâmplă situații când ceri o părere. Asta nu tu, ca proprietar de afaceri de business, ce faci? Faci cu consultanții? Oricum, tu ceri părerea și după aia tu iei decizia. Că îți spune consultantul, fă așa sau fă așa, ce de ce nu se întâmplă. Consultanții îți dă doar o părere din experiența lui. Dar el are experiența lui, am văzut, tu vii cu experiența ta, cu resursele care tu le ai, bă, eu mi-am spus așa, eu cum fac? Hai să fac așa. Tu iei decizia, când îți asumi 100%, tu ești responsabil de ceea ce faci, câștigurile care le-ai de piață, îți atări, chiar dacă ți-a spus consultantul sau nu, pierderii care le-ai de piață, îți numai atări. Și pe care pierde, vine și să înveți ceva, la fel și câștigurile. Asta am văzut în mai mesajul. Când tu ești 100% responsabil, și nu mă întrebi, dar viața de zi cu zi. Când nu e nimeni vinovat, nici guvern, nici Moldova, nici soția, soțul, nici copii. Noi suntem, când ajungi la nivelul acela de maturitate, când băi, eu sunt 100% responsabil de ceea ce fac, că mi-asum, adică consecințele a deciziei mea, ai un scop, ai un plan, mergi după plan, acolo ajungi. Iată, eu multe ori mă întreb, trader-ul, mie îmi pare câteodată trader-ul deschide afaceri pentru mine. Pentru că eu am spus. Și acum, după care urmează o întrebare. Voi pentru cine ați deschis afacerea? Pentru mine? Sau pentru voi? Ce se întâmplă aici? Trader-ul nu are scop. El a deschis... Parcă vrea să facă bani, dar parcă nu vrea să facă bani. El nu știe. Iată, în așa caz, cel mai corect este să-l trimiți acasă și să-i spui, nu vrei să faci bani, închide contul. Pentru ce ți-ai trebuit contul ăsta? Pentru ce ți-ai trebuit afacerea? Fiecare afacere vă aduce profit. Fiecare. Ești deja în funcție de afacere și în funcție de profit care voi îl așteptați. Și în funcție de investiții. Traderul când începe să tranzacționeze, el în primul rând afacere și-o schimbă pentru dânsul. Nu pentru consultant, nu pentru companie, dar banii și-l pune la dânsul pe cont. Respectiv, el trebuie să fie responsabil de fiecare tranzacție care o să o deschidă în viitor. El ia decizii. Voi vreți cineva să vă dea semnale? Voi vreți să cumpărați semnale? Cumpărați roboți atunci. O să faceți profit o săptămână, două și o să pierdeți. Pentru că robotul, el nu e om, el nu simte psihologia pieții. O spunea un trader, era în Anglia, lucra tot așa, roboți. Ce spune? Spune, fac un profit o săptămână, a doua, treia, și spune, pentru un copii, pentru un copii ca să folosim cu mai mare. Ajuns la investiții de 5.000. Așa e un dispărut. Persoana care e cu vede robot. Care de robot de dintat și eu vreau să-l dat. Eu când m-am referit la ZDSIR, nici de cum nu m-am referit la chestia asta. Eu m-am referit la momentul când persoana, trainerul, a făcut o greșeală. A intrat, eu mă refer iar la mine, da, am intrat cu volume mai exagerate pe piață. După care am intrat în lat. La cursul de bază, n-ai cum, nu știi cum, nu știi, n-am învățat nimic, cum să ieșim din lacăt și chiar și eu de acord că chiar dacă s-a învățat era prea multe informații deodată. Pentru asta, sunteți voi, cei care trebuie noi să ne dădășiți în momentul când noi am făcut o greșeală, noi am intrat în lacăt, care noi nu știm cum să ieșim, să ne ajutați ca să ieșim. Dar în momentul, de ce zic, când n-ai instructor alături, și tu nu te ajungi capul cum să ieși, nu mă măriești lacătul, nu mă faci iară pat greșit, iară pat greșit, iară pat greșit. Înțelegi? Și tu vrei să ieși, dar nu știi cum? Înțelegeți? Dișa bați la ușă, știi? Și nu era și nipate, înțelegi? Domnul Gheorghe, eu nu cred că dumneavoastră ați bătut la cineva la ușă și nu am vrut să vă răspund la întrebare. Cine dintre traderi au fost sau adresat la consultant și nu le-au răspuns la întrebări? Cu câți consultanți dumneavoastră ați lucrat? Ideea în altceva aici. Iulian atunci m-a ajutat atunci și ne-am ne ridicat fontul, după care asta m-am lucrat cu o săptămână sau 10 zile, după care el s-a dus în Ucraina. După dânsul, n-am mai avut și dar eu zis că să lucrez cu Cristian, el nu a mai avut timp să ocupe de mine, că el era pânt deasupra capului ocupat.
Au fost momente de ieșit din lacăt, am așteptat două zile să mă scoat. Eu nu știam cum să ies. Eu mă încercam să mă măriam. Stați un pic, asta e exact aceeași situație când voi luați... Când m-am adresat la Eugen, i-am spus să închide tăt, știi? După ce am făcut cursuri adăugătoare, eu am înțeles că nu se ies așa din lacăt. Se iesă parțial, se iesă câte lecții, se iesă... Eugen, eu înțeleg, el psihologic e puternic. El operează cu milioane, înțelegi? Dar cum a ajuns la milioane? Dar pentru mine, știi, asta a fost o lovitură, știi, când închide tăt. Înțelegi? Ideea e, n-am ceva. Nu asta, dar nu ești așa. Nu ați vrea de dat. Dar din ce vreau? Dați-vă închis sigur, ești așa. Nu ați vrea. De recomandat la trader începători. Stop loss și nu lacă. Lacă de și profesionist. Lacă tu din start. Noi la tot spunem că se lucrează cu depozite profesionale. Aceasta se spune. Și iată aici m-a întâlnit o întrebare și chiar mulțumesc la traderii cei care sunt curajoși și spun de aceasta. Când văd ceva ce nu le place sau, mă rog, apare întrebări. S-a abordat întrebarea de ce noi discutăm mai multe o temă mai multe ori, da? Sunt sigur, domnul Gheorghe, că la cursul de bază, la cursul care dumneavoastră ați urmat, s-a vorbit de lacăt și nu odată. Pur și simplu, voi într-adevăr informații multă și voi nu reușiți să o asimilați. Voi nu reușiți să puneți toată în practică. De aceea, dacă noi nu cunoaștem, noi trebuie să ne informăm adăugător. Atunci, anunțați managerul vostru și îl întrebați, iar când eu pot să beneficiez de lecții individuale, pentru că n-am înțeles asta, 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 asta. Și atunci sunt sigură, consultantul nu spune, nu, domnul Gheorghe, eu sunt ocupat. Evident că o să vă oferi aceste lecții, dacă aveți nevoie de multe cunoștințe. Dacă voi aveți nevoie numai de o părere, sau cum să ieși din lacăt, sau cum, nu știu, acolo... ceva la depozitul vostru. Evident că el o să vă invite la analiza tranzacțiilor, el o să vă invite la... și voi să puteți discuta cu el. Pentru aceasta să ia taxă adăugătoare? Să ia taxă adăugătoare pentru analiza tranzacțiilor? Nu! Și fiecare consultant primește plăcere enormă atunci când traderul îl caută, atunci când traderul are nevoie de o părere și se împarte cu părerea, se împarte cu analiza și se împarte cu scopul lui. Nu știu cum alții, dar eu primesc plăcere enormă și sunt sigur că fiecare consultant primește plăcere. Domnul Gheorghe, uitați-vă, am trăiesc care ceva s-a privat la noi, ce să nu-i răspuns. Și mi-e ceva în sală. Eu. Am sunat, și am făcut o săptămână, știi? Am fost sunat în scripti, Viber, am fost telefonată joi trecută, știi? Mi-a trebuit, tu și să-mi spui. Sunt dat, nu am făcut, 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 vorbeam de crize. De situația care este actuală. Și oare ne afectează aceasta pe noi? Ca trader, ne afectează? Nu ne afectează. Noi doar trebuie să cunoaștem ce se întâmplă. În ce mi-a fost în Turcia? Cine e? Urmărești contacția de la Turcia? Ce a făcut de la Turcia? A crescut? Da. Păi, crescut în cazul că vreau să devalorez, da? Doar am crescut. Noi am dus mai stăm eu ca lucrul ăsta. Am crescut că acolo sunt incendii. Păi, chiar cum e deja până... Păi, era o volatilitate, nu știu. Da, desigur, cum trebuie depozit pe el. Deci, a fost de moment, așa. Da, cum trebuie depozit, volatilitate foarte mare și trebuie depozit pe el acolo. Da, momentan când deja incendiile s-au gata, s-au finisat. Acolo, de la ce-o făcut, s-o apreciez. De ce? Început să nu-i cunoaștem, că după orice dezastru e calamitate, s-au compa bani acolo. De restabilire economiei, de restabilire persoanelor care au avut de suferit acolo. Noi costăm lucrul ăsta. De la tot ce face acolo. Deci, până la scar? Până la scar și de la tot ce-a interes. Da, de asta. Pe grafic? Da. Eu am făcut așa, acum așa, acum e așa din de la aici. Mi-am dus foarte în lucrul ăsta. Vă spun din ce ai mi s-o pornit, sunt câteva cumpărate.
în Australia așa am încercat prin a fost tot pojare, pojarul de ce nu am ias. Australia a fost, dar nu e, ea cu el așa, că când eu l-au căzut, l-au căzut în perioadă destul de lungă. L-au căzut așa de trecut. Da, treptat, era așa, treptat, treptat. Pentru ce? Pentru că momentan atunci s-a urmat, se auzea și pandemia COVID în China. Și cumva s-au adevărat și noi pe lucrul ăsta. Trebuie de și mai bun plăcut. Nu știu ceva la răschie. Că e chiar asta de cu tema. Crizul știu reprezintă tema. Criză, oportunități. Mă am fost o criză la care, dar asta e oportunitate în plus pentru trader. Asta e ceva rău, dar noi nu ne știu două idei. Cât aș vrea să lucrez ca să fie două idei. Da, din parte, din frumos lucrul ăsta și să trebuie. Eu pot influența așa direct, pentru ce? Pentru că nu în țări. Și dacă într-o țară dacă este în cer, și vine cer, așa mențin eu, că nu e determinat. Dar și fost cum era la Franco la Franco, ce ați făcut? Franco. Era să oprească în cer și era să copiez banii acolo, să se stabilească tot turismul și nicio deșerea. Oportunități, se întâmplă în oportunități. Criză. Ce criză mai avea? 2014. Am trecut. Nu, trecut, nu, ok, noi, vorba prezent, am trecut, în trecut, am toți profitem de lucrul ăsta. Ce mi-i fac acum în primărie, pentru că de-abia la 2016 am suferit în mine. Și atunci ce să fie? Când rubla, ghiet, jos la 30, la 40 de mii, la 40 de mii, 40. Și acum ești și pe 90. Nu tot poate fi lucrurile. Atunci a fost contact. A fost, nu, dragul, o să fie. Acolo tot, vă rog, partea e foarte mare. Acolo rubla, în momentan nu cunosc, dar atunci, în 2016-2017, rubla marge era de 1000. La un punct era egal cu... Cât era un punct? Pe acum aș ce era? Cât era un punct acolo? Câte un punct chiar s-a votat? 10. Dar la rugă era 100. Un punct. Acolo e ca așa era. Așa. Dacă făceam de zicurei. Și încerc. Păi, dar își vreau să te asigurăm. Noi ce avem management riscul? Ne asigurăm în cazul că... Te asigurăm și gata, am luat un minus, nu am ieșit acolo. Da, ce e ca prima tranzacție, prima exploatație, cu depozit 10, eu cred că... Vreau să vă fac toate, să vă spun 10 mii dați cu dar, cu dar, cu dar, cu dar, cu dar, depozit frumoasă, mi se. Depozit de VIP-uri, chiar să nu trebuie să primul la depozit de VIP-uri, care noi suntem permite lucrurile, cu taxele unde... De ce să întâmplăm fiecare, în fiecare zi? Când noi dacă ajungem cu un depozit VIP, întrebăm o dată pe săptămână, nu întrebăm. Da, sunt rămână. Am venit cu moment potrivit de intrare, de vânzare, de bără. Am zis că sunt tranzacții de 10 loturi și... Am luat, cred că unul de 10. Da, 10% faci. Asta într-o zi pot faci. Asta într-o oră. Ce crize mai am? Mai am coronavirus. Coronavirus. Te-a fost așa. Începem la piața valutară, până la cripto. Persoanele care știu să gestioneze. Ok, haideți, spunea în două puteți să prindem momentele astea, că nu început să cadă doar piețele. Dar nu ajut jos, mi-am tot prostând lucrul ăsta. Mai ales, Petru, totdeauna trebuie să ridici dacă vrei să vă trebuie. Au fost, în primul rând, acolo au fost semnale puternice, minim 5 semnale de intrare pe piață în Viber, cu toate s-au organizat un masterclass și ne spuneam traderilor. Pregătiți-vă depozitele, că o să fie intrări puternice, voi puteți să faceți profit. Cei care au ascultat au deschis depozite și s-au pregătit. Și chiar sunt acei care, datorită, e de-abia trecut scurs de pregătire și au deschis chiar afaceri pentru petrol.
și la fel au fost invitate aceste persoane și le-au spus cum au ajuns, pentru petrolul au ajuns exact de acolo de unde au început să cadă, chiar și un trip cu o atenție maximă. Aia, acolo e la 68, de la 68, 56 zile. Iată, eu aici am o întrebare. De ce majoritatea traderilor au depozit, spre exemplu, sunt cei care au depozite în plus, dar ei măresc risk money management. De ce nimeni nu se conduce după business plan? Haideți să fim destul de sinceri și să ridicăm mâinile cei care într-adevăr se conduc după business plan. Da? Asta ce înseamnă? So-so? Da. Am așa, deci cu toții noi vrem să facem bani, cu toții noi vrem să tranzacționăm sănătos, fără riscuri, dormim bine noaptea, dar nimeni nu se conduce după business plan. Nimeni! Și acum o întrebare. Mai sunt careva pretenții? Că noi nu facem bani? Iată, aici eu vreau să vă spun un moment. Ca voi să faceți bani, nu neapărat să riscați. V-ați gândit la aceasta? Oarecum totuși pot să fac profit, dar fără ca să risc. Și aici e simplu. Nu intrați cu volum mare pe piață. Voi trebuie să înțelegeți că atunci când nu mărești risk money management-ul, voi aveți de câștigat. În primul rând, voi sunteți încrezuți în analiza voastră și voi știți că în cazul în care piața se întoarce înapoi, la voi nu se mărie minusul ăsta, voi vă încadrați în riscul vostru. Pentru că e bine să riști, e bine să fii lacom, dar riscul trebuie să fie calculat. Și oarecare totuși modalitatea aceasta de a vă dubla profiturile, de a vă dubla depozitele, pentru că fiecare dintre noi vrea să ajungă, fiecare dintre noi vrea să facă mulți bani, corect? Mulți, cât mai mult. Asta și problema, că voi vreți deodată. Aici trebuie răbdare. Traderii sunt răbdători. Oameni puternici. Puternici emoțional. Aici eu am un exemplu. Când am venit student, a fost ăsta. Și vorbim cu americani acolo. Și spuneam, e când îți schidă o afacere, adică ca să ajung în nivelul 0, că sunt toate investițiile, pe unde decât 3 ani zile, ajunge în nivelul 0. El de acolo prin desfăcate are profit. Are profitul lui. Pentru că el trebuie de zile și întoarce de investiții care vă investim. Dar la noi nu fac cum? Măi, ce întâmplă de acolo? Și anume din trading, așa. Trading tot așa, dar nu. Nu, în afacerile tradiționale nimeni nu se gândește cum la a doua lună să scoate 10% profit. Dar care 10? Traderii în general vor să scoate 50%? 100%? De ce nu? Cine s-a oprit la 10% profit? Cine? Crede? Nimeni! Nimeni nu s-a oprit! Dacă este oportunitate. Dacă este oportunitate, corect. Dar voi trebuie să înțelegeți că atunci când voi să vă conduceți după o strategie concretă, voi o să faceți profit. Piața nouă ne oferă semnale. Noutăți sunt? Sunt. Nivelul puternice sunt, unde se poate intra. Figuri avem, unde voi puteți să intrați cu volum mai mare. Dar nu intrați atunci când nu mai semnal de ridic. Mai bine, cu volum mai micus, dar mai des. Cum voi ați spus? Chiar și cei care au avut de pierdut în agricultură. Orice comerciant nu o să axeze pe singură afacere. O să axeze pe mai multe afaceri. Dacă cu una dă în bară, ceilalți mediază. Deci noi metoda medierea adăugării. Noi și în viața de zi cu zi le folosim, numai că nu ne dăm seama de aceasta.
Și traderul nu o să intre spună, pe piață, spună risc tot depozit într-o singură tranzacție. Corect? Corect. Acum voi fiecare dintre voi, apropo, aici o întrebare. Câte strategii folosiți? Una? Toți folosesc pe o strategie. Una pentru loturi și una? Deci, vă mulțumim. Așa, un moment. Care e diferența dintre a încerca și a face? A încerca, ăsta e cuvânt bazic. Știți. Încercați să ridicați telefonul meu pe masă. Încercați. Încercați să ridicați. O să ridicați? Nu, voi nu o să ridicați, voi doar ați încercat. Dar atunci când scoși și ridici, tu faci ceva. Voi trebuie să știți, traderul, el nu încearcă să tranzacționeze, el nu încearcă să facă bani. El face, concret. Deci e automat, din start, nu se pune corect la nivel psihologic, gândurile nu sunt corect prestabilite. Eu deschid afacere, dar mă chem sper. Poate și mai numai. Nu mai are care sens tot. Dar eu ce, deschid afacerii ca sper? Sau ca să câștig? Am deri, toți da, suntem dar toți luptăm cu asta, adică nu am sper tot să sper. Păi dar dacă ai să nici de la gândul, că nu să fac bani. Nu sper. Da. Bine, dar deschizi vreo două tranzacții și ai stop loss-uri și îți scade. Și apar, apar gândurile. Ok, atunci entuziasm. Ce mai interzici și faptul sunt dumneavoastră să o săptămână să-l dați? Să-i spui, e periculos domeniul, da. Dar cine v-am trăs? Un stop loss la 2 la 3, ca să închizi piața, ca că săptămâna nu aveți ceva puternic. Știți ce vă recomand? Fiecare dintre voi să aveți un depozit care vouă să vă aducă bani. Depozitul care voi vă hrănește. Acel depozit, unde voi stabil, faceți profit. Unde voi stabil, încet și o crește. Ai început, spre exemplu, cu 10, după care ajungi la 20, 30, 40, scopul este vid. Voi încet și o, fără riscuri, cu risc calculat, voi merge spre scopul vostru. Și aici întrebare. Ei, dar nu-i interesant. Vreau instrumente mai volatile, vreau adrenalină. Vreți adrenalină? Duceți-vă la rezina și să rezi cu pot. Am fost, nu am fost așa. Nu am fost așa. În așa caz, sfatul meu, faceți extragere din depozitul ăsta o sumă oarecare. Spre exemplu, 5.000. Dar ăsta de bază rămâne, el pe voi vă hrănește în continuare, voi aveți padușca pe zapasă, spune rusă. Aveți! V-ați extras 5 sau 10 sau 15 în funcție deja depozit vostru. Ceea ce voi vă permiteți, pierdeți. Și ca 40 nu faci nici. Dar ce, numai ca 40 este? Deci, comunica problemă care este la el, pe controlul mici, puteți să fac pe rechile, puteți să faceți sunte, ca 40. Că spui omul e așa de periculos, ca 40. Dacă nu ți-a rău la zi, dar pe persoane care depozită. Spun că spouă în comparație cu K40 e mult mai liniștit și nu e așa de periculos ca K40. Depinde cum e tipul. Acolo e unul la 11. Nu, voluntaritate tot timpul. Noi vorbim de voluntaritate. Pentru fiecare trader diferit. Pentru fiecare diferit. Cineva poate spune că lira sterlină în dolar american e foarte periculoasă. Dar de fapt e periculoasă. Piața valutară generală e periculoasă. Eu, deci, vreau anume spun accent pe siguranță.
Aici voi puteți tranzacționa speciale instrumente unde voi puteți să luați careva acțiuni. De ce traderii cu depozite mici intră pe piața de capital? Nu-i locul lor acolo. Sau pe piața energetică. Cine stă în lacăt pe brand pe VDI? Dar de ce? De ce? Am încercat, mi-a ieșit în tot sunt mai multe prea periculos. Brand, piața din petrol e prea periculos. Dar ce spunem de piața de capital? Iată aici depozitul care voi, care vouă vă aduce profit, aici voi nu intrați mai mult decât cotațiile valutare. Vreți piață de capital, vreți piață energetică cu volum mare, fără stop-loss cum traderilor le place, ăsta în 500, fără nimic, am intrat și m-am dus la scos cartofi când am venit depozitul lui. Iată, faceți așa, pentru adrenalină. Și atunci nu o să aveți momentele acestea că stați în lacăt și nu puteți să ieșiți. O să puteți faceți extragere lunar, stabil, cât vouă vă trebuiește și să ajungeți, plus la toate, la scopul vostru. Să ajungeți VIP. Iar de aici, deja, voi o să vă îndepliniți dorințele. O să vă cumpărați apartamente, mașini și tot așa mai departe. Numai comisioane, cât aveți aici? Comisioane, cât? 2000. 2000? Dar dumneavoastră, sunteți de acord că pentru fiecare e concluzia diferită. Dumneavoastră ați făcut concluzia că pe cotațiile valutare scoate de făcut bani cu la depozitele mici, doar pe cotații valutare și atât. Cotații valutare sigure, nu scris? Stați, da, că sunt sigure. Stați să vă spun, eu de exemplu am ajuns la altă concluzie. Eu toți banii care îi facem pe 500, toți îi ardea pe cotații valutare. Și pe pe VTI și pe brand, fix așa. Foarte mult contează strategia. Au fost o perioadă când avea teren și energie petrolul, foarte bine am mers, într-adevăr, luam profitul acolo regulat. Eu nici nu mă băgam din loc pe S&P 500. Nu știam în general ce se cheamă. Nu am trecut și la lecții și nu ne-a spus nimeni de viață, de capital, de să ne spui că sunt acestea mine sau șestea mine. Eu chestia asta am aflat-o numai la Alexandrie, la Iulian, când m-am dus și am făcut lecții particulare cu noi. De S&P 500. Și am ajuns la concluzie că eu, când am făcut analiza la tranzacții mele, după jumătate de ani de zile tranzacționând, eu am văzut că eu banii mei, e că și frumușor să duc pe cotații valutare. Îi fac pe S&P 500 și îi pierd pe cotații. Și am zis că mai mult în viață nu mă fac pe dânsă. I-am mint cu dânsă, știi? Și gata. Ce i-am întrebat o strategie folosiți? Că ți-o spus una. De ce una? Este. Trebuie. E cel mai simplu și de multe ori lucrează foarte. Dar te-ai răspuns parcă o strategie în costă. Nu, da. Nu m-a pus strategie. Nu, asta și e faza. Dar te-aș folosi toți o singură strategie, toți ar fi în profit. Credeți-mă, toți ar fi în profit. Pur și simplu, fiecare trader care-i prea, mereu vrea să testeze strategii noi. Mereu vrea să înveți ceva nou. El a luat, început să folosească o strategie, spre exemplu, nivelele. Am luat 3 stop-loss-uri. Strategia asta nu merge. Mie îmi trebuie altă. Ok, eu trecut la alta, se conduce după Fibonacci, au luat două stop-loss-uri, dar poate stop-loss-ul era prea mic, de asta el și-o luat. Da, gata, am luat stop-loss, strategia asta nu lucrează. Merg la altă strategie și tot așa voi sunteți în căutare de guru și până într-un final o dați în bară, pentru că guru nu este. Numai atunci când voi vă conduceți după o strategie care voi o să o învățați, într-adevăr o să o învățați, nu o să o folosiți 2-3 ori. Dar strategia vă aduce 70% profit, 30% minus. Voi trebuie să fiți gata la minusul ăsta. De ce traderii vor să închidă toate tranzacțiile în profit? Dar nu poți fi 100%. Sunt momente când voi într-adevăr luați mai mult take profit-uri. Sunt momente când mai luați și niște stop-loss, mai coborâți un pic picioarele pe pământ. Nu-i bine când sunteți în euforie. Cine dintre voi a fost în euforie? Strategia care o să o dăm astăzi este bazată pe ciclu și microciclu. Iar, spre exemplu, noi avem timpurile, da? Avem primăvara, iarna, toamna și vară. Noi cunoaștem iarna, este corect?
Deci, în clar, general, iarna este fric. Dar mai sunt săptămâni sau mai sunt perioade când e mai cald un pic. Corect? Deci, pentru o perioadă lungă de timp, nouă ne arată că prețul o scadă. Da? Pentru o perioadă lungă de timp, o lună, două, trei. Unde se depistează această perioadă? Voi cu toții știți. Acum, momentele acestea de creștere, unde dacă până aici eu deschid numai poziții de săl, aici eu trebuie să mă orientez la bani. Pentru traderii cu depozitele micuțe, dar mai sunt acei traderi cu depozite mari, care pe dânsul nu îl interesează, iată, perioadele astea. Depozitul e mare și el își permite, chiar dacă el deschide 100 de tranzacții și toate își duc în minus, lui îi permite marja. Dar pentru acei cu depozitele micuțe, acestea se numesc cicluri mari. Dar în ciclurile acestea mari, mai sunt și microcicluri. Iată, acestea micuțe sunt microcicluri. Dacă, per general, îi săl, aici noi deschidem bani. Bani, 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 bani. Acum, care sunt momentele de intrare pe piață? Care sunt momentele de ieșire de pe piață? Când noi depistăm ciclurile, microciclurile, noi putem cu ajutorul lui stohastic. Cine dintre voi folosește stohasticul? Da, de exemplu, eu aici am lucrat singur, cum singur am încercat? De multe ori... Am lucrat. Am, adică s-o testez, respectiv s-o testez așa cu tot. Și chiar măsuram și impulsuri, măsuram un punct și foarte bine. De exemplu, noi avem două impulsuri bunișoare, pe țara s-a format trend, îți văd că trebuie să urmezi următorul. Și practic următorul impuls îl confirm criteriul. De exemplu, a fost de 50 de puncte, da? Și chiar îl măsori pur și simplu punctaj și deja știi cam ca următorul fost. Adică dacă trendul merge în regulă și nu se cădere brusc, schimbi direcția. Și fapt e foarte... Iar atunci când este microciclul ăsta, în mijloc la ciclu, poate fi activa microcicluri. Sunt semnale concrete că se începe un microciclu. Și noi, traderii, noi știm ce trebuie de făcut. Fie aici folosiți lacăt pozitiv, fie folosiți lacăt negativ. Dar traderul știe când trebuie să intre și când trebuie să iasă cu ajutorul lui stohastic și anume care sunt semnale de intrare și de ieșire de piață după dânsul. Cine a folosit stohastic și este în profit? Sau voi pur și simplu puneți pe... Dar nu se zic așa în 40-45 de intrare, a fost pe sopare. Succes a fost. Da, în timp, da. care a fost cauza după care deja nu mai erau succes? Eu am zis că... Nu am luat nimic. E divină stohasticul? Dar nu, eu ce am gheri, 40% cât am transacționat după ce am făcut profit, a fost după stohastic. După aceea eu am riscat și a fost problemă, m-am ținut după stohastic pe zăpăi mică și adică, cred că nu știu că e patat. Nu știu este asta cu microcipul, de să iei mai mult timp, trebuie să mai mult timp de te afli în față. Nu sunt de acord deloc. Nu mai voi le-ați învățat, după care deja nu mai trebuie să te afli în fața la calculator. Voi ați deschis tranzacția spre, sau ai indexat dimineața care este microcicl, ciclu depinde deja de o perioadă mai delucată de timp. Și într-o perioadă scurtă de timp voi puși vă adăugați. De uitat la fiecare oră, este străbatere? Aha, dacă nu-i străbatere la stocase, care este principiul după intrare la stocase? Deci noi avem nivelul 20 și 80. Așa. La străbaterea nivelului 20 în sus, aici ce facem? Deschidem poziții de cumpărare. La străbaterea nivelului 80 în jos, deschidem poziții de sell. Acum, un moment, atunci când la mine trendul este descrescător, eu caut numai semnale de intrare în ce? Dar ce căutăm noi în bani? Corecție? Microcicluri. Asta și este, da. Dacă luăm, deci, trendul în daily, dacă H1 deja, sigur că am microcicluri și normal, dar am deschis și like. Acolo, un, cu corecție în daily, ies că H4 într-un ținător. În H1 lucrează.
3 de da, și mai de mult. Adică, dacă ești într-a de aici, că folosești baiul, da. Iată, noi o să trebuie să facem un pomet. Un pomet? Noi o să testăm după stohastic. Nu o să facem mult, pentru că dacă se poia ca și în curei o să intrați în istorie și o să vă uitați. Caribă. Cine a uitat cu istoria în general? Dați-mi eu istoria. 1, 2, 3, 4. Istoria. De stare. Istoria vieții. Vieții. Mie de ce nu întoarceți înapoi în istorie? Vieți. Ce la pe minus? Istoria se pierd. Dacă am nivelii, dacă am făcut de întreabă, care ne am pus nivelii de întreabă, când am făcut de întreabă. Nu mai are unul, două. Ce să are unul? Istorie. Cine mai interzice lucrul ăsta și platformă? Dar nu spuneam dacă îi pasez nivelii, dar nu mai duci în istorie. Asta e numai de la noi. Ce am întrebat că m-au urcat mai trei persoane cu ăsta, cu istorie. Nu știu lucrul ăsta. Deci, paga, că te țălăi. La ce vreau să mă opresc anume de strategia aceasta? În timp, fiecare își semnează numele familia și nu mă pregătesc. Vă lăsați cu toți. Vreau să vă spun un moment. Ca să faci profit, nu e neapărat să intri pe instrumente foarte, foarte volatile acolo unde voi nu reușiți să luați careva acțiuni. Dacă voi să intrați în cutitură cu 200 de km la oră, voi să reușiți cumva să țineți sub control? Deci nu mai e greu. Mai e greu. Dar dacă voi să aveți viteza nu până la 100 de km la oră, mai ușor? Poate spre mă reacă, da. Voi trebuie să înțelegi că atunci când instrumentul nu este foarte volatil, voi reușiți să luați careva, careva decizii. Dar când chiar e prea volatil, voi nu reușiți. Asta nici nu discută. Deci e nu mai bine să lucrezi cu mai ales pentru început, până când voi căpătați imunitate. Și asta, la fel, chestionarii, toți sunt pentru voi, împărțiți, vă rog. Ele toți sunt pentru voi, dacă vreți să mai adăugați ceva, adăugați, nu vă fie rușine. Eu nu spune că așa, așa, nu? Așa. Deci, strategia noastră presupune că putem să facem profit, indiferent cât de volatil instrumentul. Care este plusul sau avantajul acestei strategie? Noi mereu folosim metoda adăugării. Și cum o facem? Deci, o să vă dau un exemplu, spre exemplu, chiar la GBP cu USD. Cine tranzacționează lira sterlină cu dolar american? Ok? La final. La final neapărat o să vă dau o părere. Așa. Deci, în cazul nostru, aici noi suntem în H4, avem flat, corect? Nici nu ne ducem măcar în deli, chiar și în H4. Aici este străbatere. Ca voi să înțelegeți, noi avem, iată, aici un trend. Iată așa. Este un trend aici, da? Este. Acum, de la străbatere până la final de trend, iată aici a fost figură de întoarcere, sunt 428 de puncte. Deci eu plus când o să puteam deschid o tranzacție de sell, de aici după Fibonacci, aveam câțiva? 300 de puncte, corect? Și eu cu tranzacții de sell, iată aveam să deschid de aici, la următorul impuls, și aveam să fac 172 de puncte. Total, puncte am făcut? 480. Nu, presupunem chiar și 500 să fie. Aici deja depinde de volum. Dar oare putem nu să fac mai mult? Mai multe puncte? Da, nu numai 500 de puncte. Da, dar nu trebuie să fac mai mult și ești doar. Așa. Deci, momentul de ieșire de piață, iată, este aici. Figura aceasta. Acum, dacă eu să mă duc în H1, și eu scriptez fiecare semnal de intrare pe piață în H1. Noi ne orientăm numai la S. Și acum am nevoie de un calculator.
Cine mă ajută? Așa. Deci aici un pic smicșorez, iată așa să ne fie mai ușor. Deci iată așa noi vedem trend, corect? Fiecare semnal de săl după stohastic. Iată, spre exemplu, de aici am intrat. Până la ieșire de pe piață am făcut 425 de puncte. Notați, 425. Al doilea semnal. 286. Care se duc în minus. Da. Într-un moment dat și asta oricum dați în seama. Oricum, pentru că e ciclu. Psihologic tare trebuie să fie. E ciclu de sân. De ce eu își spun? Luați o strategie și învățați 100%. Voi trebuie să aveți încredere în strategie. Iată atunci când noi testam, această strategie era o întrebare, pentru că piața mai făcea fluctuații. Dar o să ajungă totuși acolo unde recolizați scopul nostru. La noi, știți cine răspundea consultantul? Tu încredere în strategie ai? Atunci trebuie mai sunt? Dacă calculăm acolo câte stop loss-uri putem și luare. Ciclu, scopul ciclului a fost de descreștere. Toate tranzacțiile care voi nu le deschideți până la urmă ajung în profit.
Da, dar dumneavoastră spuneți rezultat stop loss. Nu, take profit și stop loss. Fără take profit, fără stop loss. Uitați-vă, această strategie este poate de abordat și pentru depozitele micuțe și pentru depozitele mari. Aici se folosește și metoda adăugării, și metoda medierii, și metoda lacăt. Deci folosim și lacăt pozitiv și lacăt negativ. Aici mai folosim și figuri, aici se mai folosesc și indicatori de trend. Această strategie cu stocastică merge foarte bine după parabolic și după moving average. Iată ce, acei trade care vor să cunoască cât mai mult despre stocastic, care vor într-adevăr să se îndrăgostească în stocastic, dar până acum încă n-au reușit, atunci o să vă apropiați la mine, o să lăsați număr de contact și cei care sunt vă interesați și cu fiecare în parte, să nu spuneți că o să vă evităm, domnul Gheorghe, o să iau legătura și o să discutăm în privința la această strategie. Întrebări? Care sunt caracteristicile stocastice? 12-3-3. Parametri 12-3-3. Aici așa o chestie, când schimbăm schimbare de cantar. Acolo trebuie bine, de data. Da? Bun. Eu ar vrea să fac un capul bine. Aici? Aici? Nu, la început trebuie. Aici? Până în jos, au făcut trei vârfuri. Da. Da. Adică aproximativ, așa, te gândești față cu bani. Și te gândești totuși că sunt în bani. Dar tot, frate. Păi, chiar că... Nu, înțelegeți, ceea ce v-am redat eu acum, asta e pentru depozite mai mari. Eu n-am stat fiecare semnal să-l analizez. Dar, per general, fiecare tranzacție a ajuns în profil. Iată, aceste momente de creștere și descreștere, traderii știu că o să fie. Și știu care sunt semnalele și știu cum să tranzacționeze în așa caz. Și până într-un final, voi vă strângeți roadele. Dar aici trebuie să aveți răbdare. Eu când m-am referit de la început, de data așa, anume de asta am avut o idee. Fiindcă, e că, imaginați, voi, nu se vede. Acum e când e clar, se vede istoria, e foarte clar pentru tăți. Înțelegeți? Dar de la început, că, nu, e primul semnal de intrare pe sel. Da, e că am intrat pe sel. Și am plecat în baie, da? Și e a doua confirmare de intrat în sel. Dumneavoastră credeți că traderul începător are trânsul curajul să intre iar așa a doua oară în sel, să-i dă, poate că îi permite depozitul. El nu știe atunci, când din tendință, el atunci stă dezorientat, că da, dacă știu că trebuie să duce bani. Și eu și rămân cu două loturi pe săr, înțelegeți? E că atunci trebuie să spuneți, nu, stop, aici este cu fiecare lucrare. E că atunci asta se cheamă tătășeală, știți? Stop. Tendința la noi gata e descrescătoare. Strategia aceasta ea nu se învață într-o oră și nu se învață cum a fost o prezentare la acea strategie. Și acei, cum și-am menționat, care sunt cointeresați, că îți cunoască totul despre stocastic, aici merge vorba de lecții adăugătoare. Nu într-o lecție asta se învață, aici se pune în timp. Voi aveți ocazia să puneți în testare pe real, alături de consultant, alături de mine. Da. Chestiile astea se fac alături, nu că... Ai arătat și du-te acasă și fă singur. Nu, chestiile astea se fac pas cu pas singure, o lungă zile, e ca și vor la pot și fac. Ce-am întrebat din spor? Și nu s-a spus spor? Și mi-a interzis ceva? Dar tu, în față, îi spori. Stai, asta știți. Și atunci, aveți o viziune mai clară, despre și ați urmiesc și ați fac prețul. Te uiți în istorie, oricum... Dar urmea față toată istorie. Mă uit, dar nu, ești dezorientat atunci, la început, orice trader este, orice trader este dezorientat, el nu vede, și el nu înțelege, el nu poate să vadă mai departe, decât de grație. Domnul Gheorghe, aceasta și vă propun, noastră, timp de o săptămână, studiați, timp de 10 zile, studiați numai practic stocastic, strategia, toate momentele de intrare și de ieșire, când trebuie de intrat, când trebuie de ieșit. Noastră știți, timp de 10 lecții să spun să facă de asta vreau să mă spun, dumneavoastră a spus acolo 4.000 de funcții, dar eu vă garantez, un trader începător nu e nici 400 de funcții, înțelegeți? Credeți-mă,
încercătorul să ia toate punctele, atunci când o să, într-adevăr, să aibă încredere în acea strategie. E ca așa, e ca în momentul ăla. Vreau să văd dacă este vreo unul măcar din trader care a luat măcar jumătate, măcar 200 de funcții din 400. Și eu de acord că în momentul când tu ai tranzacție în minus, nu te mai adaugă un semn cu cealaltă. Domn Gheorghe! Eu vă mulțumesc că așa ceva mai ușor. Pentru aceasta știți lacăt pozitiv și lacăt negativ. Dar cine vă îndute zis dumneavoastră, timpul 1 de 0, ai că luat ieși? Păi, nu asta poște, zici să luați. Timpul 1 de 0, care este pe care și tot de scenă. Și ce scrie să? Și să, și să. Nu nu zic, nu cum aș mai face asta. Să, nu nu zic, știi. Știi, eu când nu zic, să vezi ce aș face. Da, dar n-ai cum să mă duc ce aș face prietul. Stați alea. Cum vă numiți? Victor, nu spune. Victor. Ați completat testul? Aici, iar orice trăiere. Nu, iarăși, ca să intre cu stop-loss și cu un take-off. Și cât e stop-loss-ul eu nu mă spune cu oară. Real, mă spune condiență. Condiență, ce să zici și condiență. Așa. Condiență nu are sare. Deja, vă acolo, nu uitați. Ok, haideți să nu facem piața aici. Noi totuși ne-am adunat să aflăm o strategie nouă. Noi totuși ne-am adunat să vorbim despre intrări și despre strategii, despre cum să trecem peste frică. Iar pentru cine ne-am adunat aici, să motivăm și cei care sunt pe demo, cei care vin și nu cunosc cum să treacă, nu că nu cunosc, nu au curaj, treac pe real, mai vin și cei pe real spun că dar nu e posibil de aici să faci bani. Sau sunt toți în lac sau iau minus. Acești demo să mai treacă pe dată o dată. Mulțumesc că nu-mi urmează spune, că eu trebuie săptămână la ars contul și eu pogândeam... Eu tot trebuie la cum ai ars contul? Pentru că este lăcomie, credeți-mă, și eu am intrat în minus. Păi dacă ați privit că pagina cu cont asigurat, vedeți chiar și eu dau interviu pentru mie compania, mi-a întors banii înapoi. Dar de ce? Pentru că eu nu lucram cu un salariu mediu. Eu când am văzut că într-o săptămână am făcut tot ceea ce am investit, într-o săptămână, nu ok, o săptămână jumătate a fost. Eu cumpăram apartamente deja. Mi-e părea gata, o să cumpăr tot și nou. Și fiecare treci prin aceste momente, fiecare, pentru că acest trading-ul oferă posibilități enorme, enorme. Aici trebuie să știi când să te oprești. Vrei să faci bani mulți, poftim, deschideți VIP din start. Vrei să ajungi ca tu, ultimul trader care și-a deschis VIP și într-o lună au ajuns la jumătate de milion. Au făcut extrageri numai comisioanele cu 80.000. Poate de ajuns așa, poate. Cum? Cu metoda adăugării. Vezi că tranzacția ție în profit mai adaugă. Vezi că e în profit mai adaugă. Deci timp de o lună noi am putut să facem 4.000 de puncte. Fără riscuri aici. Asta își presupune această strategie. Voi să tranzacționați fără risc. Domnul, cred că am văzut că domnul Șoară era spune de comparație cu domnul. Dar e de unde? Da, știi, da. Păi, de ce? Noi suntem două stile, una pozitivă și una negativă. Păi, nu știu, dar ce? Cum crezi că sunt vor conformat în mai multe ori? Eu mai am un trader care și-a schis afacere cu 10, iată, eu lasă noi la masterclass cu 10, dar e a treia cont. Drept că primele trei au pierdut. PSP intra fără take-off, fără stop-loss și rămânea la zero. Respectiv, a treilea depozit, iată, timp de o lună, el a îndeplinit parteneriat pentru double hit, 1500 de loturi le-a făcut, plus în, are 60 ceva de mii. Spate? Spate. Într-o lună. Evident că el cum tranzacționa, nu vă recomand. Nu vă recomand așa cum el tranzacționa. Da. Fiecare trader e diferit. Eu pe dânsul l-am învățat exact cum v-am învățat cu voi, care sunteți traderii mei. El nu a primit cunoștințe nu știu de care și el nu a fost adăcit. L-ați învățat la a patrulea cont sau... Faptul că el a pierdut trei conturi, asta e numai problema lui. Asta e responsabilitatea lui. Eu nu i-am spus să intru piață de capital fără take profit, fără stop loss. Cum nu am spus la nimic. Totuși l-ați învățat? La primul cont sau la patrulea? Din start, domnul Gheorghe, l-am învățat. Fapt că el a mers așa, nu eu sunt vinovată și la fel nu sunt vinoveți consultanții voștri. Exact ca șoferul, pe dânsul învață corect să conducă. Că el mărește viteza, nimeni nu-i vinovat. E vinovat doar șoferul. Eu nu căutați vina în strategii sau
v-ați dus acasă, v-ați spus, a, îmi place, înțeleg, dacă nu înțelegeți, dați-o deoparte, lucrați și înțelegeți, dacă vreți să studiați, să analizați mai departe. Și aici nu vă convine, puneți, nu, ai nu spus ieri la masterclass, eu am mușa în spate, nu îți primește asta. Eu de mult, da, nu, chestia cu nerăbdarea asta, că am să eu și am să fac. Eu de multe ori nu mă uit la masterclass, la market discussion dimineața. Nu mă uit de atât că eu vreau să mă învăț să înțeleg eu ce fac. De atât market, tu ai niște plan, da, așa. Schis market discussion. Și de multe ori noi confundăm și ei de a compara. Da, de fapt, le sufătim ca, uite, au dat un fel de indicație, că de ce ai bine. Nu mă uit, nu mă uit pentru mine, de exemplu. După care deschid. Foarte discașul e părere, doar părere. Păi da, dar chestia că se confund părerea cu sugestii, da? Sau cu, uite, bine așa. Și chestia asta de a avea încredere în tine până și nu pui singur, să asumi niște responsabilități în ceea ce privește deschidere sau închidere tranzacțiilor, practic, întotdeauna îți cauți cineva să-ți spui market, să cauți un poză pe Viber, îți cauți să-ți zici... Nu, nu sunteți părere, nu e rău! Nu, nu e rău, este cum le primești tu, nu ca părere, dar o primești ca... Îți iau prognoza ca ceva... Semnal de intrare, da, ca semnal de intrare, în asta nu spun, semnal de intrare. Special scris după fiecare analiză, îl scrie, comparat și numai dacă sunteți de acord, deschideți tranzacții. Dar asta nu înseamnă că noi v-am trimis analiza aceasta și voi... Reabilitezi în viață! Tot e problemă. Noi, sigur, credeți, sunt diferiți. Cineva a cu 100, cineva cu 50, cineva cu 10. Evident că analizele noastre nu poate fi aceleași. Asta nici nu-și discută. Eu văd piața într-un fel, voi o vedeți în alt fel. De ce fiecare trader trebuie să-și găsească strategia lui, care să o învețe, să o cunoască la perfecție și să aibă încredere? Păi cu această strategie voi la fel puteți să luați un stop loss. Din câte tranzacții am deschis noi? Plus minus, câte tranzacții au fost? Peste 20. Nu exclus că în acele 20 s-au fost 3-4 minus. Dar per general probabilitatea că voi îți luați mai mare plus decât minus. Voi oricum o să rămâneți în plus. Iată ce presupune o strategie. Și voi dacă o să aveți încredere în ea, o să ajungeți la succes. Încă întrebări sunt? Oh, da, da, da. Eu vă recomand, dacă ați găsit în cont temă, cei, cum și-am menționat, care au întrebări mai detaliate față de mea strategie, vă apropiați. Cei care nu au întrebări, atunci puteți să încercați acasă să testați și o strategie. Cuprim fond temă, simplu vă uitați după stocați și deschideți randa. Timp de o săptămână și să vedeți care este rezultatul. Ok? Faci.